Bună dimineața! Este ora 9, este duminică 27 ianuarie, dacă nu mă înșel, și astăzi plecăm în Asia. Ei bine, am pus ieri un story în care v-am anunțat că plec în Asia și vreau să fac multe vloguri tari pentru voi și mi s-a părut amuzant că foarte multă lume a crezut că fac și eu un video de genul împăcălesc abonații timp de 24 de ore că plec undeva, dar asta nu e o farsă. Chiar plec în Asia, plec mai exact în Sri Lanka pentru 2 săptămâni pline, adică voi sta acolo undeva la 14 zile, mă rog, puneți câte o zi drumul, deci rămân 12 zile pentru că nu știu dacă v-am zis, dar urmează un zbor de 12 ore cu avionul. Da, și sper să fie o vacanță foarte, foarte șmecheră, de-aia o să-mi iau camera, mi-am cumpărat un laptop special pentru vacanța asta ca să pot să editez, să filmez, să fac multe, multe clipuri foarte tari pentru voi și dacă nu mă înșel, cred că am și întârziat la aeroport. Vremea de afară este absolut oribilă, Bucureștiul arată ca un palat de cleștar, copacii au înghețat. Noi am ajuns la aeroport și pe cât de tare urăsc eu să zbor cu avionul, nu de faptul că mi-e frică neapărat, ci de faptul că nu-mi place să stau închis într-un avion atâta timp, vom face ceva ce n-am mai făcut cam de un an și ceva. Haideți! Pam, 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 Burger King! Singurul Burger King din România, aici îl găsiți, prieteni, la plecările internaționale din Otopeni. Yes! De-abia aștept să mănânc. Bun, deci ne-am comandat, avem aici un Burger Steakhouse și un Burger Double Cheeseburger XXL cu cartofi, am luat un cartof din ăsta, bossule, și e total diferit. Și am luat două sosuri de barbecue și un sos de curry și două sucuri. Și de-abia aștept, n-am mai mâncat la Burger King de un an și ceva, pentru că au doar aici în aeroport, frate, și mă super enervează că e un restaurant chiar foarte șmecher. Am ajuns la jumătatea burgerului, este fenomenal de bun, doar că deja nu mai pot, este, uitați-vă la el. Este absolut imens. Bine, și foarte scump, dar asta nu contează. Bă, este imens, dar e foarte, foarte bun. S-a părut mâncarea? Top. Foarte bună. Foarte bună, nu? Mai corupt să mănânc burger în loc de paste carbonara. Mă bucur. Și acum ne urcăm în avionul nostru Qatar Airways. N-am zburat niciodată cu Qatar Airways. Sper o companie șmecheră. Suntem aici în tunelul ăsta. Unul dintre puținele avioane în care am zburat, în care am foarte mult loc la picioare. Uitați-vă și voi cât loc am efectiv. O să mă întind în avionul ăsta. Genial, Qatar Airways. Muzica din avionul ăsta e foarte relaxantă, jur. În alte știri, acum câteva zile i-am luat Ioanei acest anorac albastru și l-am dat ieri. În același timp, al altă ieri, ea și-a făcut un grec culoarea asta, care e exact aceeași culoare și exact aceeași nuanță cu panoracul. Ești fericită? Da, cu telepatie. A ajuns mâncarea și wow, sunt șocat. În primul și în primul rând avem această cutie cu apă. Cutia asta cu apă, ce te faci cu ea? S-o bei sau ce se face? Continuăm cu mâncarea, avem aici un pui foarte, foarte șmecher cu mămăligă, cu mazăre și cu morcov, dar nu mănânc. Avem aici un suc de roșie, avem aici un suc de portocale. Continuăm cu pâinica, unt și cu mai multe chestii. Dacă nu se metal, wow, nu să cred. Cu o prăjiturică și cu o sălățică foarte tare. Avem aici cea mai tare brânzică. E brânză? Care se decojește. What the fuck? De ce există o brânză care s-ar decuji așa? Iată. Ta-da! Aceasta, prieteni, este cutia noastră cu apă. N-am mai băut apă niciodată dintr-o cutie, vreți să vă vin? Și cum ar trebui să beau, gen? Oricum? Beau apă dintr-o cutie. Bă, chiar e bună apa, chiar ai zis bine. E apă. Da, mă, dar se putea și mai rău, adică putea să fie o apă nașpa, știi? E diferența între apa șmecheră și apa nașpa, chiar e apă șmecheră. Am aterizat în Doha, în Qatar, și acum ne îndreptăm spre celălalt avion care ne face din Doha în Colombo, în Sri Lanka, adică va fi încă un zbor de 4 ore și ceva, va fi foarte lung. Și uitați-vă cât de tare e aeroportul ăsta, efectiv, mi se pare mult prea șmecher. Nu știu, e așa foarte modern și foarte, foarte interesant și scrie în arabă și... Până și baia e mai curată decât orice altceva decât în aeroportul nostru. Wow! Uitați-vă la ecranul ăsta imens, uitați-vă cât de mare e. Efectiv, mi se pare genial. Bum, zborul către Colombo la poarta C6 la 7:30. Dar mă rog, dacă știu câte ceasul e, undeva la ora 6, deci mai avem o oră și ceva până decolează zborul. Sperăm să nu-l pierdem. Frate, aeroportul la oamenii ăștia arată ca nici măcar niciun mall de la noi, adică e what the fuck. Ok, cred că am ajuns unde trebuia. Frumos.
McLaren 570 și avem și acolo încă un Lamborghini, așa, de fațadă. Dar ai văzut ursul ăla gigantic? Ce ursul ăla? Ai văzut Lamborghini-ul ăsta? Adică... E un Lamborghini. Vreau și o poză cu ursul, te rog. E un Lamborghini. Da, da, un Lamborghini pot să-mi iau, dar un urs uriaș nu pot să-mi iau. Ia, am și mie un Lamborghini, dacă tot poți să-ți iei așa repede. De ce efectiv aeroportul din Doha este un parc de distracții? Avem aici acest dinozaur imens care se mișcă, doi dinozauri. Ei sunt în fața la polul, adică sunt așa random, efectiv, sunt niște dinozauri și ăsta se mișcă. A trecut o oră jumate de stat în aeroport în Qatar, acum ne urcăm în avion spre Colombo, mergem, mai avem încă 4 ore jumătate până ajungem, o să fie undeva la 3-4 dimineața când ajungem acolo. O să fie o zi plină, plină de drumuri și foarte grea. De-abia aștept să ajung la hotel să mă pun și eu în pat în sfârșit. A, și mi-am găsit și un short maker. Uitați-vă cum e la business avionul ăsta. Și până și la economic e foarte tare, ați nebunit. Nu cred, avem ecrane. Avem ecrane în fiecare de-asta, să nebunesc. În alte știri, în ce alt avion aveți o priză pe bune de dimensiuni normale în care vă puteți încărca gen laptop, telefon, la pentru telefon ai și un USB. Exits and walkways must be kept clear of baggage at all times. Baggage should be securely stowed. Vă dați seama, nu, în avioane ne arată ușile sunt așa. Nu fumați în baie, așa, jur. Am ajuns în aeroportul din Sri Lanka. Seamănă mai mult aeroportul din Oradea decât aeroportul din Qatar, ca să vreți să vă mint, adică uitați-vă puțin la scaune și așa și cum arată Arrival Transit. Așa arată Timișoara, Oradea, Cluj, toate arată așa. Am ajuns la ieșirea din aeroport unde vine toată lumea cu microbuze și chestii, se duc la resorturi. Mi-am dat jos hanoracul pentru că efectiv mor de cald, undeva la 25 de grade. Doar că e o mezeală de nedescris și o căldură efectiv am mega, mega transpirat. Și o chestie foarte tare pe care am observat-o aici e faptul că au Uber, efectiv. Am văzut pe cineva că și-a comandat un Uber, ceea ce mi se pare foarte tare. Și da, acum ne îndreptăm spre hoteluri unde la 3 dimineața ora lor și ora 12 la noi în țară. Și cred că o să ne vedem mâine dimineață pentru că deja nu mai am ce să filmez în seara asta. I'm not saying that you are just my type, but what I'm saying is you make me come alive. Aici urma să explic cum am ieșit în oraș să ne plimbăm, doar că din păcate nu se aude absolut nimic, așa că trebuie să fac eu acest minunat voiceover pentru voi. Stați pe fază pentru că o să mergem cu un tuk-tuk prin oraș, nu știu câți dintre voi știu ce e acela un tuk-tuk, dar veți vedea în curând. Și după am fost pe la mall să cumpărăm niște chestii foarte, foarte interesante. Acum o să ne suim repede într-un tuk-tuk să traversăm, opa. Aici e foarte complicat cu traversatul. Ne urcăm acum într-un tuk-tuk și mergem la ceva mall. Se numește Odel și este un magazin de al lor. Foarte drăguț. Da, e un mall practic. Și aici e foarte iura traficul. Semafoarele nu merg. Se oprește o coloană întreagă pentru tine după ce înjură și toată lumea claxonează. Arată, dragilor. Hey. Ne urcăm în mașinuța asta trei oameni, nu știu cum. Mamă, zic că toți au câte un tuk-tuk personalizat. Da, fiecare cu tuk-tukul lui. Unele sunt mai mari, unele sunt mai mici, unele sunt mai șmechere, unele sunt mai nașpa. Mie nu vine să cred că de aproape ești de fiecare mașină. Uite-te și tu. Ce vorbești? Centură? Scaune pe bune? Geamuri? No. No, niciodată. O perdeluță dacă ai nevoie și cam atât. Wow, ce era clădirea aia așa tare? Cred că ceva stadion, nu știu. Am ajuns, mulțumim domnul cu tuk-tukul, cu mașinuța mică. Zici că e intrarea de la loft sau ceva, așa arată. Am intrat aici și nu e mare lucru, dar și pare genul de loc în care dacă filmez cu camera gen mai puțin pe ascuns, o să sară 5 oameni pe mine și să-mi zică no camera, no. Și suntem la un magazin de ceaiuri momentan. Ceaiurile astea îmi plac rău cum arată, mi se pare că arată interesant. Am venit la Tommy și acum încercăm un tricou destul de șmecher, mă rog, e o bluză. Bluza asta nici măcar nu există la noi în România și e mega șmecheră. E șmecheră sau? Da. Drăguț.
Am făcut aici niște cumpărături. Avem și-a la mama niște șlapi de la Tommy. Mi-am luat și eu niște șlapi. Și-a mai luat Ioana niște shorturi. Magazinul ăsta are un concept foarte interesant. Efectiv, mai multe branduri și efectiv poți să ieși dintr-un magazin în altul și ai o plasă, știi? Și te miști din magazin în magazin cu produsele, nu ți-i nimeni nimic și plătești la casă la final. Ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că nu trebuie să stai în fiecare magazin, să stai să plătești și te duci în alt magazin. Așa te plimbi cu toate hainele și te duci și le plătești odată. Mi se pare chiar foarte, foarte interesant. Bun, deci am încheiat seara la acest restaurant cu specific Sri Lankese, din câte puteți vedea, e un restaurant în natură, efectiv, sunt copaci peste tot, sunt, e natură, sunt chestiile alea în flăcări care îmi plac foarte mult, pe care le-ați văzut la mine pe story. Și uitați-vă, efectiv, e o chestie foarte rurală, așa, mi se pare foarte, foarte interesant acest restaurant. Și mâncarea de aici este super, super șmecheră, un pic iute, dar foarte șmecheră. Și aici vom încheia și acest vlog, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Vor mai multe, multe vlog-uri tari de aici, am niște idei în cap foarte, foarte mișto. În câteva zile vom pleca și la plajă, momentan suntem în capitală, în Colombo, după vom pleca la plajă. Vom sta acolo câteva zile unde voi face niște vloguri foarte, foarte interesante pentru voi, care sper să vă placă enorm de mult. Și da, cam asta cu acest vlog. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa!